Bettinetta, io per essere pubblico in terra, che trasmette. Și vorbeam cu Viorel Gavrilă, stelele, da, adică... Vă faceți ca femeile la colțul străzii. Da, exact așa că să știi că bărbații... Viorel mi-a întrebat Viorel. Mai multe decât femeile la colțul străzii. Știu, la o bea, așa. Mai ales la un pahar, da. Viorel m-a întrebat, el ai spectacol. Vai, am glumit, bineînțeles. Nu, a zis, e minunat pe ceea ce faceți, pentru că tot e live și publicul apreciază acest lucru. Oare așa este? Publicul de generația mea se regăsește. Cel mai tânăr se întâlnește și învață. Așa că, din nou, facem pionerat. Eu, cel puțin săracă, de 40 de ani, fac pionerat. Doamne, drag! Păi știu, doamne, pentru că de fapt noi ne credem cu ceea ce facem aici și pentru noi asta înseamnă, vreau să vă spun, poate toți banii din lumea asta nu înseamnă ceea ce înseamnă aplauzele dumneavoastră pentru noi. Eu știu ce mai bine lucrurile astea. Tocmai pentru acest lucru, eu zic să mă ascultăm un lucru frumos care se numește Bun Prieten. Să te simți bine și să vezi.
Și pentru că eu... Eu las să vorbească, între timp mă duc în plisă. Deci mă las singur, da? Da. Dacă vă plictisesc, să-mi spuneți. Comodic ne plictisești. Du-te la casă. Ok. Vreau să vă spun că e minunat ceea ce se întâmplă. Noi suntem în turneu de vreo aproape de la începutul anului și e minunat că peste tot țările sunt aproape pline. În seara asta eu văd că e sala plină și vreau să vă spun că e o mare bucurie atunci când știm că publicul iubește ceea ce facem noi și ne încărcăm pozitiv, mergem mai departe. Să știți că și noi avem problemele noastre, cum le aveți și dumneavoastră. Și e trist ceea ce se întâmplă în România la ora actuală, dar vreau să vă liniștesc. Să vă spun o vorbă care mi-o spunea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească. Eu tot timpul mă frământam când aveam ceva de rezolvat și mă gândeam cum să fac să fie. La care bunica mea spunea, Ovidiu, nu-ți fac atâtea probleme. Cumva o să fie. Așa că, dragii mei, cumva o să fie, o să vedem noi. Dar să știți că hrana spirituală ține de, și de tristețe, ține uneori chiar și de foame. Asta e cel mai important.